Salutare dragi vrăjani și bine v-am regăsit la un episod de Maps from Subs, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like, bineînțeles dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. E bine, fraților, revenim în forță cu un episod din seria voastră preferată de Maps from Subs, iar astăzi vom juca o mapă trimisă de către un abonat de-al meu, și anume Andrei77. Este prima dată când îmi trimite o mapă și mapa poartă de denumirea de cel mai cancer trivia, să zicem așa, deci o să fie destul de troll la acest episod, dar asta e partea a doua. Welcome to cel mai cancer trivia 1. Start. Ah, am înțeles. Ok, bine ai venit. Hai să vedem ce scrie aici. Bun. Salut, sunt tot eu, Andrei, și azi îți fac o mapă gigilor CF. Am înțeles. Sami se spală cu cif. Ok. Subscribe la Tormentă. Andrei Veleșare, hack. Am cancer, iubesc viața și apocalipsa va veni. Da, n-am înțeles. Și CF, e clar, licitația dău cu Andrei. Nu știam că ești așa turman. Creat de Andrei 77 underline IT și creat de așa. Bun. Hai să vedem. Aici avem time set day. Ok, pac, pac. Perfect și cam astea sunt. Să vedem și aici. Reguli, sau important. Nu folosi game mode dacă treci 5 întrebări, ai voie spawn point, îți voi pune semne, no rage, pana mea. Vreau lapte cu cacao, regulă peste 50 de likes sau like-uri. Mamba a fost 100% testată, super fry. Hai să vedem, fraților, dacă la acest episod vom putea strânge suma de 100 de like-uri, chiar aș fi foarte, foarte entuziasmat. Nu lua cancer, dacă se face noapte, dă-i time să dai start. Ok, spawn point. Îmi place. Când e ziua de scos cartofii? 2000 iulie? Cred că asta. E clar, stai să pun chestia asta că nu-mi place, am înțeles, am început în forță. Îți place Teddy? Fă-mă zi adevărul, da, vreau să mă căsătoresc cu ea. Nu, ce dracu, am 9 ani. De ce cred că dacă o să mă duc, și care 100, doamne ferește? De ce cred că o să mă, dacă vreau să mă duc pe asta o să mor? Mă cerc? Nice, am cancer, da, din stânga. Sami e gay, Tormento e noob, Geo ăsta e noob. Cred că Geo, nu știu de ce. Nu știu ce total are cu Geo e noob, spawn point, ok. În fine. Andrei77 are bulan la skin-uri. Îi pică Safari Meshuri, da, îți dă carabin gratis. La cine te uiți? Zopi TV sau... Cred că ăsta. Carambit gratis, Zopi TV, că n-a așa. Cât de mult îți plac codații? Da, eu sunt codat, nu sunt codați, au kilos de gaming. Da, eu sunt codat. Bă, frate, da, bine asta. Mamă, și când... nu mai înțeleg nimica. Ok, hai să vedem pe aici. Aici. Da, eu sunt codat, nu, așa, au kilos de gaming sau ce scrie acolo. Ce preferi? Salamă, măliguță, fasole cu cărnață, ciorbă de la Penc. Cred că ciorbă de la Penc. Nu știu de ce e pus tu asta. Am înțeles. Am învățat. Eu dormi, tu ești șmecher. Da, mi-a dat un ban pe serverul lui de Discord, îl bate pe Sami. Păi eu n-am avut ban pe serverul lui. Cred că îl bate... Dar nu știu ce, îl bate pe Sami. Mi-a dat un ban, dar n-am avut ban niciodată și sper să nu am bani de la Tormento, nici aș avea de ce măcar. Zopi TV, nu știu, așa, au kilos de gaming, mamă, ești de bun, e chiar prea cancer, frate. Cerbă de la Penc, sau ceva în genul ăsta, cerbă de la Penc, am un ban. Bă! LOL! Deci stai puțin. Zopi TV, așa. Ciorbă de la Peng. Pe bun, și altundeva. Deci Tormento e șmecher. Păi și atunci dacă mă duc pe aici. Nu o să spune că trebuie să dau game mode. Nu. Ciorbă de la Peng. Și ce fac aici? Că nu găsesc altceva. Spate, față. Fac și eu o mică șmecherie. Deci că nu folosesc game mode. Pe altceva n-am ce să fac. Nu știu, spui tu acolo în comentarii. Iau aici o bucată. De ce nu mergem? Da, o să-mi dau probabil game mode 1 pentru că nu știu ce trebuie să faci aici sau care era șmecheria aici. Nici nu văd, nu știu, abar n-am văd. Ori e greșit, ori ceva în genul ăsta. Nici nu prea văd ce aș fi putut să fac, asta e chestia. Ok, e prima dată când îmi dau game mode, dar nu-i problemă. Spawn point. Vreau un telefon. Dacă nu e iPhone, te dau în judecată. Eu vreau două. Sunt fomist. Clash of Clans. Clash Royale. Dar fomiștii sunt Clash, genul jucători de Clash Royale sunt fomiști acum. Eu vreau două, Clash Royale.
Ai Merzan, da. Cred că da. La. Da, din dreapta. Nu e aparent. Deci eu vreau două. Clash Royale. Da, nu. Era da. Trăiți ar familia, nu mai pot. Da, și mă tot buguiesc aici. Așa, stânga. Aparent era stânga. Bun, hai să vedem. Spawn point, spawn point. Băi, mă bucur că mi-ai pus spawn point. Cât costă parchetul? 30 lei pe kilogram. Am bani din mă rup femeile. Asta. N-ai cum să dai cu twisterul. Unde stai? Pe pământ, pe lună. Asta a fost, cred că. Pare puțin cunoscută dintr-un episod. Prea puțin cunoscută. Să puțin să văd dacă este bine webcam-ul. Da, cred că stă destul de ok. Pe lună. Cum, ci că cum puți? Ca țiganii, ca și cocalari, ca țiganii. N-ai cum. Nu spune că asta a fost mapa, că dau rage deja, deci doar, mamă, deci chiar, așa de bine, m-am descurcat și destul de bine. Vrei să termin mapa? Da, nu mai vreau. Deci, am 30 de kile, așa, pe lună era. Deci, bă, deci nu mai pot. Ok, pe lună. Cum pus ca țiganii și da, am luat destul cancer. Da, aparent cam asta a fost mapa. Ai terminat mapa, GG, bravo, ce notă îi dai, aștept cel mai cancer TV a 2. Da, aștept. Super fain, frate, chiar Temps the Night. Chiar mi-a plăcut super mult și îți mulțumesc foarte mult pentru tot efortul depus. A fost o, n-a fost o mapă foarte lungă, însă a fost o mapă cancer, bine lucrată, ce pot să spun, deci bine lucrată. Mi-a plăcut super mult. Se vede că te-ai chinuit la ea și, Doamne ajută, aștept chiar se vede că de ocupat și de design și de toate cele. Foarte frumoase. Îți mulțumesc mult, Mane, că ți-ai făcut timp și mi-a făcut o mapă și aștept cu mai multe mape cancer, ce pot să spun. Asta a fost, a avut unele faze destul de cancer, sincer, și asta a fost și gândite, știi? N-au fost luate de pe noi și toate cele. Deci, big like pentru asta, frate, îți mulțumesc foarte mult pentru încă o dată pentru tot efortul depus. Și aștept cu mai multe mape, fraților, de la voi. Aveți adresa în descriere, acolo, mandi68@gmail.com și o să vi le joc cu cea mai mare plăcere. Zi frumoasă în continuare și ne auzim la clipul de mâine dimineață la ora 7. Ciao!